prima ediție a crossului SLP Run, desfășurat sâmbătă și organizat de Sindicatul Liber Petrochimistul, a adus la start aproximativ 200 de participanți de toate vârstele care s-au întrecut în cele patru curse propuse de către organizatori, semimaraton și 10,5 km, desfășurate pe plaja din stațiunea Năvodari, cursa populară, pe distanța de 5 km, desfășurată pe promenada din Năvodari, precum și crossul copiilor împărțit pe trei categorii de vârstă. Acest curs a, să zicem că a născut dintr-o perseverență a doi colegi de-ai noștri care participă la mai multe crossuri și luând în considerație că pentru salariații de la media, în principiu, nu numai muncă, trebuie și un pic de relaxare și un pic de sport ca să ne păstrăm totuși vigoarea și să putem lucra mai cu eficiență. Evident, toți participanții au fost declarați câștigători, vremea frumoasă îndemnând la mișcare în aer liber. Am plecat din cursă pe locul 3 la jumătatea cursei, iar pe sfârșitul cursei am preluat conducerea cu un efort foarte mare. Mă simt câștigător și a fost foarte bine. Organizat la inițiativa doi membri ai Sindicatului Liber Petrochimistul, crossul s-a adresat în principal angajaților și copiilor acestora, însă la start s-au prezentat și alți concurenți, în special din Năvodari sau Constanța, dar organizatorii au avut surpriza să primească la start și alergători din București sau Sibiu. Competiția a beneficiat de sprijinul CAS Munai Gas, Rompetrol și Isostar România, cu parteneriatul primăriei Năvodari, al Direcției pentru Sport și Tineret Constanța și al Asociației Bazinale Dobrogea Apele Române. Printre partenerii media s-a numărat și Litoral TV.